Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la City Guide! Eu sunt Oana și vă aduc cele mai bune recomandări pentru o seară în oraș. De la ora 19 la Teatrul Elisabeta concertează Adrian Naidin. Spectacolul va prezenta colinde, melodii de dragoste, melodii manifest, totul într-o atmosferă caldă specifică micului Paris. Adrian Naidin este un muzician complet, experimental în jazz, inspirat în clasic, plin de forță și har în folclor, din anul 2001 fiind membru al Orchestrei Naționale Radio din București. De asemenea, artistul a obținut numeroase premii la concursuri naționale și internaționale de muzică. La Cinema Patria, de la ora 19, îl puteți asculta pe Costel Busuioc, împreună cu Alexander Filarmonic Orchestra, în concertul Acasă de Crăciun. Iubitor al muzicii de operă și cântăreț fără studii de specialitate, Busuioc a încercat în mai multe rânduri, fără succes, să-și facă intrarea în lumea operei. Pentru a-și întreține familia, s-a angajat ca muncitor în Spania, unde a participat la concursul muzical Hijos de Babel, emisiune dedicată emigranților stabiliți pe pământ spaniol. La începutul anului 2008 a fost anunțat drept câștigător, rezultatul fiind încheierea unui contract cu Sony Music Entertainment. De la ora 20, la Bordei, vă invită la Christmas Jazz cu Emi Drăgoi. Acordeonistul care a vrăjit pe toată lumea la show-ul România au talent este celebru în întreaga Europa, fiind considerat singurul acordeonist de jazz. De-a lungul timpului a înregistrat Accordion Steeple împreună cu pianistul Antoine Evie, baletă pentru Claudia în 2004 și Etnofonia, lansat în 2008 în 32 de țări și care prezintă influențe din țara sa de origine. Acestea au fost recomandările City Guide pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Oana și vă doresc o zi frumoasă!